Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. În ultima vreme, datorită noilor conjuncturi, evenimente și provocări care au apărut odată cu epidemia și apoi cu războiul din Ucraina, emisiunile Știință și Cunoaștere se axează mai mult în această arie de interes, deoarece avem nevoie să înțelegem de ce și cum se întâmplă toate acestea. Ce atitudini putem lua? Ce putem face pentru a ne regăsi starea de echilibru și liniște în contextul în care, până în acest moment, nu se întrevede o cale de ieșire. Într-o serie de 7 emisiuni am analizat laturile și originile istorice și sociale ale acestor provocări de secol 21. Acum vom analiza pe rând, în alte 3 episoade, contextul geopolitic, contextul epidemic și influența climatică și nu numai, cu ajutorul invitatei Adriana Vasile, specialistă în neurobiologie, președintă Asociației Redesign, care promovează conceptul de educație holistă pentru stimularea dezvoltării cât mai complexe a ființei umane. Bun regăsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Bine, v-am găsit și eu. Aș vrea să precizez pentru telespectatori faptul că vom povesti cât putem de mult despre ceea ce se află în spatele evenimentelor și a știrilor care ne bombardează în mod continuu de la COVID încoace. Știrile pe care le vedem ne arată realitatea limitată a momentelor esențiale din fiecare zi, dar din ele nu putem învăța ceea ce am avea nevoie pentru a ne gestiona viața și resursele cât se poate de bine, în folosul nostru și al sănătății. Personal am trecut prin aceste situații de fiecare dată când eram compleșit de impactul acestor știri și evenimente ce se derulau și încă acest lucru continuă. Ele se derulau între victimele pandemiei, victimile războiului, amenințarea climatică și toate consecințele care rezultă din acestea. Și atunci am apelat de mai multe ori la ajutorul lui Adriana și Loran Madli, pentru că nu eram în stare să trec peste anumite stări de îngrijorare. Și deoarece aceste lucruri continuă să se manifeste intensificat, m-am gândit să schematizez toate aceste reflectări și temeri, deoarece nu cred că sunt singurul care le-a trăit. Pe mine m-au ajutat foarte mult discuțiile private pe care le-am purtat cu cei doi invitați ai emisiunilor și din acest motiv sunt convins că o să vă ajute și pe dumneavoastră. Și cred că, așa, în prologul primului episod, îți aduce aminte cât de stresat eram de toate acestea. O, da, și stresul e o stare care se ia și există niște tehnici prin care poți să contracarezi starea care tinde să te copleșească. Din păcate, în cazul meu, singura tehnică care a dat rezultate a fost consumul excesiv de ciocolată. Da. Glucoza în combinație cu magneziu fac într-adevăr un cocktail foarte bun pentru ameliorarea stării pe moment, dar după aia consecințele sunt mai complicate. Pe termen lung a rezultat un început de obezitate, eram practic la limita superioară a supraponderabilității și a fost interesant să arătăm puțin și telespectatorilor ce am făcut și unde am ajuns, plecat și se poate vedea pe acest grafic. Pornisem de la 66 de kilograme în februarie 2022 și la final de august am revenit din nou la 66,2-3 când m-am cântărit ultima oară. A fost o perioadă dificilă. Pentru că există o limită la care, odată ce ai depășit-o, această reversibilitate nu mai este posibilă. Și mi-am dat seama atunci ce experiență dificilă pot să aibă acele persoane care se confruntă cu obezitatea și să nu poată să revină. Da. Sunt mecanisme fiziologice care intră în funcție și e nevoie de uneori de 10 de ani
ca să te întorci la o greutate optimă la tine. Avantajul a fost că ai conștientizat că nu ai pus mult pe tine, adică întoarcerea, sigur, a durat destul de mult, dar ești și genul de om care s-a focalizat pe revenirea la starea de sănătate. Alte persoane nu reușesc, adică suntem la cheremul emoțiilor pe care ni le generăm singuri și dacă nu reușești să te concentrezi suficient, să ieși din starea care te-a dus către obezitate, că asta este de fapt prima etapă, să ieși mental din starea aia. Deci să nu te mai lași influențat de factorii exteriori, pentru că de fapt soluțiile, sănătatea, totul e în tine. Dar fără conștientizare și fără concentrarea pe acest subiect, nu reușești să revii. Știu, dar aici a fost perioada cea mai grea. Adică, nu știu, era un punct culminant. Oare aruncă bomba sau nu aruncă bomba? Da, da, da. Da. Era, nu știam ce ar putea să urmeze, să se vor închide magazinele, vor fi revolte, va fi, ce fel de război va fi. Da. Nu știa nimeni și după ce am văzut că nu se mai întâmplă acest lucru, evident că încă efectul a ceea ce eu am consumat în exces, mâncare în cantități mai mari, ciocolată și două mese pe zi, ceea ce nu era tocmai un lucru obișnuit pentru mine, care eram obișnuit cu o singură masă pe zi. Da. Și atunci am constatat cum și mă simțeam și rău. Deci mâncam în plus, nu pentru că mi era foame, ci pentru că mi era poftă. Pofta și foamea sunt două elemente foarte diferite. Da. Și satisfacția acestei pofte te deturnează de la acel stres, de fapt. Că de-aia oamenii mănâncă necontrolat. Da. Și ajunge, știu, stimularea asta a zonei gustative, olfactive, să acopere stresul provocat de ceilalți stimuli, pe care ajungi nu neapărat să ignori, dar îi maschezi mâncând. Tot ca o scurtă paranteză, aș mai menționa faptul că multe lucruri legate de sănătate, de propria mea sănătate în mod particular, se întâmplă să le aflu din filme, seriale cu subiect medical, pentru că urmăresc cu foarte mare interes și am observat de-a lungul timpului faptul că atunci când trec brusc la soare, îmi apare un strănut, se declanșează un strănut și de peste 10 ani nu puteam explica fenomenul. Ei bine, răspunsul l-am aflat din sezonul 1 al serialului Saving Hope, în care se menționează că fotoptarmoza sau reflexul fotic este strănutul declanșat de apariția bruscă a luminii și se referă la suprastimularea nervului optic, care la rândul lui stimulează nervul trigemen și care produce reflexul de strănut mediat optic. Foarte interesant. Da, da. Nimic grav, dar iată că fotoptarmoza e un fenomen care ne afectează și nici măcar nu am bănuit cauza. Și afectează, se spunea în film, dar am verificat că e real, aproximativ o treime din populație, iar factorii ereditari, dacă există, ei nu sunt cunoscuți. Se întâlnește des la copii și la puii de animale, unde sensibilitatea e mult crescută în comparație cu noi. Am găsit chiar și un articol în care se descria câteva detalii despre de ce lumina puternică îi face pe unii oameni să strămute. E o suprastimulare. Și, Și acum o să intrăm în subiectul nu foarte optimist, din păcate, dar avem nevoie să-l discutăm. Așa că, practic, indiferent de problematica abordată, fie ea pandemia, războiul sau amenințarea climatică, există un element comun de care depinde cum anume reacționăm, ce vom face la toate acestea, cum anume percepem lucrurile și care este diferența dintre percepție și realitate, deoarece cu cât reușim să facem asta mai bine, cu atât mai bun va fi și modul în care vom reacționa la aceste evenimente, dacă știm să facem. Așa că în prima parte a episodului de astăzi
O să te rog să ne prezinți în extenso diferența dintre percepție și realitate. Cred că e un subiect foarte discutat în ultimii ani, tocmai pentru că s-a discutat și despre problema conștiinței, conștiinței de fapt. Și tema asta grea a filozofiei, dar și a științei în același timp, a dus la analiza asta poate un pic mai mecanicistă a lucrurilor, pornind de la faptul că practic orice ființă vie are niște senzori și cu senzorii aceia înregistrează variațiile de câmp electromagnetic, variațiile de deplasare a aerului pe pământ. În esență, majoritatea senzorilor ființelor vii percep radiații electromagnetice și din spectrul ăsta este lumina, microundele, ultravioletele, sunt unde pe care ochiul nostru, din care ochiul nostru a selectat RGB-ul red, green și blue, și alte categorii de senzori percep, de exemplu, câmpul magnetic sau variațiile de presiune sau orice schimbare a unor constante. Deși puțini oameni afirmă că ar fi afectați de o schimbare a intensității câmpului magnetic sau a microundelor, deși cunosc un caz, un prieten foarte bun, care simte, are dureri de cap când se apropie de rutere, de emițătoare, de stâlpi care au care aparțin de firmele astea de telefonie mobilă, când trece cu mașina pe sub un pod din Florești și acolo iarăși ceva instalații din acestea. Și e un fenomen care ne afectează pe unii dintre noi. E un fenomen clar înregistrat, nu se știe încă, adică nu s-a depistat senzorul pentru așa ceva, dar lângă stațiile de emisie, într-adevăr, se întâmplă anumite fenomene din domeniul fizicii și bine este să fii mai departe de stațiile respective. Deci, cu siguranță că ceea ce simt persoanele respective este real. Pentru că, unii spun că nu e adevărat, sunt povești. Deci, în apropierea stâlpilor respectiv și a stațiilor respective, că de aia și sunt puse departe de oameni, da? Da, se poate întâmpla unora ceea ce povestești. Dar dacă eu, care nu am aceste percepții, aș sta în apropiere, aș putea păți ceva, același lucru ce ar păți și o persoană care e hipersenzitivă? Da, dacă stai un timp îndelungat. Deci trebuie să stai suficient de mult, să trăiești suficient de mult lângă un astfel de emițător pentru ca să ți se întâmple ceva. După cum există, trebuie să iei în calcul și posibilitatea ca organismul tău să se adapteze. Deci viața este absolut miraculoasă. La Cernobâl totul crește, da? Deci chiar dacă la început, după accidentul nuclear, oamenii au murit sau vietățile din preajmă sunt purtătoare de radiații, da? Deci era la un moment dat o știre că a ajuns un porc mistreț undeva în nordul României și s-a constatat că carnea lui emite radiații. Da, dar el trăia, deci organismul lui, puii pe care i-au făcut mistreții de la vremea aceea au reușit să supraviețuiască. Deci nu trebuie să privim lucrurile astea neapărat fatalistic așa. Sigur, unii dintre noi mor, alții se adaptează, viața continuă. Aici cred că e foarte important să, ca oamenii, bine, eu nu mai știu acum ce se studiază în școală. Știu că în școală ni s-au predat noțiunile alea de cele 5 simțuri fundamentale. Deci noi avem peste 20 de simțuri. Și nu, deci nu vorbesc acum de supranatural. Deci avem senzori pentru ce povesteam la început, pentru toate variațiile. Acum, în creierul nostru există aceste, hai să le zicem, procesoare, rețele de neuroni.
care asta fac, procesează informația de la senzori, că sunt senzori tactili, că sunt de durere, că sunt vizuali, că sunt miros. Deci orice variație de câmp, de orice câmp ar fi el, ajunge prin intermediul neuronilor pe care îi avem peste tot, deci suntem efectiv împânziți de o rețea neuronală, avem și neuroni de 2 metri, da? Dacă ne gândim la degetul mare de la picior, acolo ajunge axonul unui neuron. Deci ca să ajungă acolo, el nu se întrerupe. Deci este un axon lung care ajunge de la un anumit nivel al coloanei vertebrale până la... Da, dar ce ne facem noi cu modul în care interpretăm toate aceste semnale? Aici e problema. Aici e problema, da. Și problema vine, este cu atât mai complicată cu cât interpretarea acestor semnale, care reprezintă până la urmă percepția, este mediată, modulată, dacă vrei, de moștenirea genetică și de epigenetică și, în plus, de interacțiunea cu socialul. Da? Dacă, să zicem, am mai folosit exemplul ăsta, un copil cade în parc, e mic și cade. El e mic, el are suficient de gros stratul de grăsime pentru că atunci când cade să nu-l doară la fel ca pe un adult. Deci senzația de durere la copii este mult atenuată. El însă, după ce cade, se uită la mama. Și dacă mama se sperie, dacă mama se agită, începe și el să se sperie și să se agite și asociază ceea ce a simțit în acel moment. O durere, că na, dar nu mult mai mică comparativ cu o durere a unui adult care, să zicem, ar cădea de la înălțime, o asociază cu reacția mamei. Și atunci percepția lui este viciată. Pentru că durerea el nu mai simte așa cum e de fapt. Este amplificată de reacția celor din jur. Și asta se întâmplă și în viața de zi cu zi. Noi trăim sub imperiul emoțiilor. Nu am ajuns încă acea specie suficient de rațională pentru ca să ne putem nu atât controla, cât adapta reacția. Adică să te gândești, bun, am căzut, m-am lovit, ce urmează? Întâi e emoția. Și din emoție se generează fenomene care după aceea chiar nu mai pot fi controlate. Da, așa cum ai pățit și tu, cu bomba, cu războiul. Da, asta e, că vroiam să exemplificăm această percepție și realitate în contextul celor trei elemente, climă, pandemie și război. Ce putem face ca să fim cumva mai protejați de realitatea a ceea ce se întâmplă? Pentru că noi ceea ce percepem, cred că percepem puțin exagerat, dacă nu mult exagerat. Da. A ajutat foarte mult și media, pentru că orice post de televiziune dorește să fie vizualizat, dorește să obțină finanțare prin reclamele pe care le pune acolo, dar pentru asta omul trebuie să se uite. Cum se uită? Dacă îi dai o bucățică gustoasă, la care poate să aibă emoții. Da, numai că tipologia mediei de azi este foarte mult către catastrofism. Da, da. Păi se exploatează. Se exploatează nevoia asta a omului de povești horror. De ce, de exemplu, și copiii noștri chiar sunt încântați de filmele tenebroase, pentru că le dă o emoție. Nu-i afectează mental, că nu o să iasă pe stradă să le dea în cap cum văd în film, dar emoția respectivă e atât de interesantă încât ei simt nevoia să se uite la astfel de filme. Mai puțin cazul războiului, care pe mine m-a influențat negativ, pentru că dacă mă uitam la orice alte filme din acestea, horror, science fiction, n-am avut nicio treabă, nicio problemă, nici coșmaruri, nimic, dar de la știe. Acest fenomen care... Da, creierul știe că e ceva că real. Știe să facă diferența între realitate și poveste, asta e culmea. Și așa cum știe, de exemplu, să facă diferența între îndulcitor și zahăr, deci asta e o chestie, a rămas uimită. Deci senzația de dulce de la îndulcitor și senzația de dulce de la zahăr nu sunt procesate în același loc. Deci nici nu seamănă între ele. Unii nu reușesc să vadă diferența, dar și chiar, deci chiar la persoanele care nu reușesc să facă diferența, creierul face, știi?
Și totuși, apetența noastră pentru senzațional, pentru catastrofă, duce la dezvoltarea acestui tip de media. Știi? Pentru că dacă omul ar citi... Eu, de exemplu, ce am făcut în momentul în care a început toată nebunia? M-am pus pe citit și am vrut să văd când au mai fost pandemii, epidemii, cum a reacționat lumea, care au fost măsurile luate în vremurile respective. Și cititul nu numai că te calmează, pentru că trebuie să fii atent la ceea ce citești. Citind, nu mai ești atent la știri. Pentru că sau vezi o știre care tocmai e pe dos de cum ai citit. Ori ceea ce ai citit, dacă este un material valoros, deci nu bălării care se publică pe ziarele de senzație sau pe media de senzație, cu date, cu grafice. Bine, acum eu avantajul meu este că am pregătire științifică, dar ceea ce se dă cititorilor este totuși simplificat, adică se poate accesa genul ăla de informații. Și constați că lucrurile sunt aceleași de mii de ani. Deci ceea ce se consideră senzațional sau catastrofic acum a mai fost. A mai fost de nenumărate ori. Oamenii au reacționat la fel. Practic, dezvoltarea științei în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, nu, din păcate, nu a reușit să schimbe comportamentul la nivel de mase. Și aici este această prăpastie uriașă între oamenii care sunt interesați de zona științifică și se duc pe ea și marea masă care nu-și dorește, nu agrează genul ăsta de informație. Nu există conexiune între oamenii de știință și omul care, mă rog, nu vreau să spun mediocru, pentru că poate să fie un om excepțional într-un alt domeniu, dar care nu e setat să fie pe știință. E foarte complicat să explici unei persoane care așteaptă răspunsuri, care așteaptă certitudini, că tu, ca om de știință, nu ai certitudini. Că, de fapt, știința asta face. Caută, testează, încearcă. Este prăpastia asta dintre noi, cel puțin în România, este uriașă. Adică ajung să-ți vorbească foarte urât oameni care abia știu să scrie și care îți pun tot felul de etichete, îți spun niște lucruri de rămâi paralizat. Adică nu te-ai gândit niciodată că un om te acuză că tu ești pasionat de un domeniu științific. E încă, omenirea cred că este încă într-un soi de copilărie, e ca în curtea școlii, știi, când copilul deștept din clasă mănâncă bătaie de la ceilalți cărora le lene să învețe sau care se simt inferior pentru că el reușește să rezolve mai bine ecuațiile de matematică, știi? Deci a rămas omenirea întreagă în acest stadiu de bullying a celui care vrea să știe mai mult. Păi aproape că au devenit luptători împotriva științei. Luptă împotriva științei și a celor care se ocupă cu știința. Pentru că în perioada COVID-ului, toate articolele care încercam să le public pe pagina de Facebook erau criticate, indiferent cine era semnatarul articolului. Indiferent. Da. Nu conta. Am postat ceva despre COVID, trebuia imediat să primesc un comentariu conspiraționist sau cum o fi fost el. Totuși, realitatea de la acea vreme, în prima parte a COVID-ului, a fost îngrijorătoare pentru că cazurile erau multe, cazurile grave erau înspăimântătoare, tratamentul acela cu oxigen oarecum forțat și nu se știa și nu mai au dat drumul așa, de asemenea a dus la alte conflicte, care acum rudele celor decedați nu le uită și dau vina pe oamenii de știință. Că ei au făcut și că au făcut în mod intenționat, nu că
Ține nu tot de știau. percepție. Ține tot de Da, da, percepție da. și de Păi de asta realitate, acum știi? suntem la Da, aceste da. percepții care ne afectează. Problema omenirii este că nu a reușit să înțeleagă că, știu eu, cauza tuturor lucrurilor care ți se întâmplă e în tine. Da? Oamenii caută un dușman în exterior. Cineva, din cauza cuiva, eu am pățit asta. Nu. Deci tot ce pățești, tot ce ți se întâmplă, tot ceea ce ai în cap, este produsul tău. Tu ca om, tu ca ființă umană, da? Deci ești o galaxie de celule diferite, fiecare, o, nu o galaxie, ești un cosmos, da? Ești un cosmos plin de galaxii de celule, fiecare galaxie face câte o treabă, da? Sunt celule de ficat, celule de plămân, de rinichi. Ele comunică între ele prin mesagerie de asta chimică, prin sistemul nervos, prin sistemul imunitar. În momentul în care ele intră în conflict, organismul moare. La fel și la noi. Dacă noi nu înțelegem că suntem poate în mic un cosmos cu galaxii de celule, da, ființa umană, care ca să supraviețuiască trebuie să comunice și să comunice în mod eficient. Sigur că motorul vieții noastre e frica. Adică frica e acolo bine împachetată undeva în mijlocul capului, la baza creierului. Și frica este foarte utilă pentru că ne ajută să supraviețuim. Problema este când ajunge să ne stăpânească. Când în loc să conversăm cu frica asta, hai să văd de ce mi-e frică. Uite, dau un exemplu banal. Din cauza faptului că noi am fost multă vreme, deci până acum 50, 40, 50 de mii de ani, am fost ca orice animal, alergam după, știu, mâncare, eram vânați și vederea asta periferică, da, deci marginea ochiului, este făcută în așa fel încât ceea ce percepem la periferie să fie mult mai mare. Și frica în momentul ăla apare pentru că ceea ce eu văd cu marginea, cu coada ochiului, pare mult mai mare și atunci am o reacție. Da? Dar prima reacție este cea de frică. Omul și-a dezvoltat... Dar chiar dacă e așa de scurtă acea percepție, da, pentru că e foarte scurtă. Da, da, pentru că este esențială frica. Este esențială. În momentul în care mie mi-e frică, toate mecanismele corpului meu se activează pentru ca eu să scap de eventualul dușman. Dacă nu se activează, sunt mâncat. Da? Deci vorbesc de omul de acum 50.000 de ani. Și omul de acum la fel. Da? Adică mergi pe stradă și cu coada ochiului percepi mișcarea din jur. Ești capabil să vezi o mașină, tu te arunci pe trecerea de pietoni fără să te asiguri, dar ești capabil să o vezi. Sigur că trăind în societate, într-un context în care totul îmi pare și, mă rog, este mult mai sigur, lucrurile astea s-au atenuat. Dar revenind la povestea cu frica, deci percepția mea vizuală este că ceva foarte mare e lângă mine și o să mă atace. Și atunci mie mi-e frică, tot organismul meu se încordează pentru ca să intru în sprint, freeze, fight or flight. Deci sunt cele trei reacții de apărare ale organismului. Da? Îngheți sau lupți sau fugi. La animale se observă toate reacțiile astea. Ei, la noi s-a dezvoltat zona asta de rațiune comparativ cu celelalte mamifere terestre. Și acolo, bun, există un dram de judecată și la ele, adică judecată în sensul că pot să-și facă niște calcule când observă un prădător. Ei, problema este cum s-a făcut la noi legătura între structura cerebrală în care este procesată frica și cortexul frontal. La unii oameni, ca să nu zic la majoritatea, se pune foarte mare preț pe emoție. Și totul este procesat prin emoție.
Mi-e greu să judec lucrurile din punctul ăsta de vedere. Eu am avantajul că sunt un om rațional. La mine emoția trece prin extrem de multe etape. Este, dacă vrei, nu mai rămâne nimic până ajunge aici și o cam ignor. Adică pentru mine emoția nu are importanță. Este, nu-i neg importanța biologică, dar în momentul în care iau o decizie sau când mi se întâmplă ceva, de multe ori, că și mie mi se face frică, evident, și în momentul ăla mă opresc din respirat. Da? Îmi țin respirația câteva secunde, pentru că știu că inima care o pornise la galop se va liniști și tot organismul meu se relaxează. Deci asta ar fi o primă tehnică. Îmi țin respirația când am o emoție vecină cu frica, asociată cu frica. Și imediat simt cum intră în funcție rațiunea și încep să mă gândesc cum fac, ce fac. Și rațiunea merge pe repede înainte. Da, dar ea are nevoie de o informare foarte rapidă. Exact, și... adică de asta spun că cititul nu mai contează acum că nu învățăm la școală. Bun, școala e în halul în care e acum. Dar este atâta informație. Poți să citești din diverse surse. Poți să-ți dai seama care surse sunt de încredere și care nu. Poți să discuți cu oameni care poate că au ca și tine frici și îndoieli, știu eu. Deci nu mai poți să spui că nu ai avut acces la lucrurile astea. Doar că problema e că tu preferi un anumit tip de informație, știi? În cazul războiului era foarte dificil la începuturi să găsești acele surse în care să poți avea încrederea. Eu m-am uitat în ambele părți la începutul războiului. Deci m-am uitat și la ruși, m-am uitat și la ucraineni. M-am apucat să citesc pentru că nu știam istorie, habar n-aveam ce-i cu Ucraina și eu credeam că Ucraina e o fostă republică sovietică, de fapt rusească, stai un pic că nu e așa. Și citind din mai multe surse, știi, adică mergi pe principiu când doi îți spun că ești beat, te duci și te culci. Adică e clar că totuși 9 surse îți spun și semnate de oameni care au un anumit prestigiu, adică și asta contează. Cine îți furnizează sursa, știi? Adică dacă îți zice mama Omida ceva tu și tu preferi informația de la mama Omida, înseamnă că preferi și emoția asociată, știi? Adică undeva în adâncul nostru, dincolo de morală, de etică și de lucruri care aparțin poate exclusiv speciei umane, există și acest apetit pentru senzațional. Și, apropo de mama Omida, au reactualizat-o pe Vanga. Doamne, da. Baba Vanga. Da, și sunt interpretări și alea, adică sunt oameni care caută în vorbele spuse de cineva lucruri care să-i convingă pe ei de propriile convingeri. Suntem foarte slabi în a ne accepta pe noi înșine așa cum suntem. Am și crescut într-un sistem care, selecta cel mai bun. Acest cel mai bun fiind destul de relativ. Nu era bine să întrebi că erai considerat prost. Trebuia tot timpul să fii în gardă. Și asta cu să nu fii luat de prost, e o caracteristică, eu am crezut că e numai la român, dar e peste tot. Și până la urmă, dacă nu reușim să învățăm faptul că vulnerabilitatea este până la urmă o calitate. Adică recunosc că nu știu, ce mare brânză, nu știu, n-am citit, vreau să învăț. Da, dar eu când dau răspuns de genul acesta la mulți dintre telespectatorii care îmi pun după aceea întrebări în privat, se supără. Cum? Eu nu știu. Ce răspuns e ăla? E o primă fază, să vezi cum e când ești profesor și spui în clasă, să nu știu. Știu orice. Da, pentru că știutul ăsta e complicat, nu? În primul rând că nu poți să le știi pe toate. Da, unii telespectatori confundă
moderatorul emisiunii cu faptul că moderatorul este ca și când el ar cunoaște toate subiectele pe care le-a discutat în cele 450 de emisiuni. Sunt puțini oamenii care sunt enciclopedii și chiar și după ce devin enciclopedii se retrag din lume, pentru că este atât de complicat să constați că tot ce știi e doar pentru tine. De multe ori când ai vrea să discuți anumite lucruri cu altcineva, te uimește faptul că omul nu numai că nu este deschis, el te ascultă nu ca să înțeleagă ce spui, te ascultă ca să-și pregătească replica, știi? Și na, comunicarea se pierde în situația asta. Da, și da, diferența între percepție și realitate. Asta e. Eu percep că tu, Cristi, mi-ai zis că nu știi ce te-am întrebat și eu mă supăr. Asta e percepția. Realitatea este că tu nu știi și că este foarte normal să nu știi. Că nu avem cum să cunoaștem toate lucrurile. La polul opus, ceea ce pot uneori să știu și mi se întâmplă este datorită faptului că comunicarea pe un chatul de Facebook necesită timp. Eu anticipez ce urmează să mă întrebe persoana respectivă și scriu deodată răspunsul și după aceea copiez, îl inserez în căsuță și se miră cum că doar în secunda aia abia o scris și vede și răspunsul. Asta urma, asta era logica. Uneori, da, știam logică ce urmează să mă întrebe după prima întrebare. Aici e problema noastră a oamenilor. Nu avem răbdarea de a cerceta, nu răbdarea de a fi atenți și de a vedea că lucrurile toate au un desfășurător, care e cam același. Și războaiele sunt cam după același desfășurător. Cu ocazia războiului din Ucraina am aflat și eu cum s-a ajuns la el. Adică toți am stat într-un soi de vizuină așa, care părea catifelată, calmă. Ni se spunea că niciodată omenirea n-a trăit mai bine și ne-am complăcut. Este această zonă de confort care ne-a convenit. Da? Suntem cu magazinul jos în fața ușii de la bloc, avem mașini. Sigur, apare povestea asta cu încălzirea globală. Da, m-aș crede, n-aș crede. Adică nevoia omului este de siguranță, de lucruri constante. Orice ieșire din constant pentru om e pericol. Da, apare frica. Da, păi, da. Și frica totuși generează moști. Vara neobișnuit de lungă din 2022... A ridicat anumite semne de întrebare, însă studiind clima pe termen lung în trecut, se constată că ea are numeroase fluctuații între cald și rece, cald și rece. Exact. Deci nu ne putem aștepta ca o asemenea încălzire să mai continue încă zeci sute de ani. Este imposibil așa ceva. Au fost situații, uite, de exemplu, am aflat recent, civilizații dispărute care, mă rog, pe parcursul a 200-300 de ani au trăit această secetă continuă și oamenii aceia au dispărut. Deci există situații de genul ăsta, generate de altceva, nu știu, acum... Să zicem că este generată de activitatea umană. Se pare că totuși emisiile din industriile folosite de om au dus la modificarea climei. Clima local însă, mai mult, pentru că noi ocupăm câteva procente din întreaga suprafață a globului și având în vedere că 75% sunt oceane, marea influență a oceanelor este imposibil de compensat sau de contracarat cu indiferent ce măsuri am vrea noi să luăm. Asta zic, știi? Adică, uite, tu citești, eu citesc, mulți alții citesc, tocmai pentru a se lămuri, adică nu pornești de la ideea că, băi, e doar așa. Da. Hai să vedem ce spune omul care lucrează în domeniu și nu unul singur, pentru că acum uneori, se lucrează... Da, cititul ăsta cere timp. Deci eu că adevărat. Până când să ajung să cunosc atâtea detalii despre climă și mi-a luat 5 ani esențial, după care încă 5 ani am mai continuat să studiez, dar când a venit război a fost atât de brusc încât m-a prins complet pe nepregătite. Da.
ca să nu scăpăm încă două puncte foarte importante, un alt subiect de interes este legat de rezultatele neuroștiințelor, cunoașterea și ajutorul de care beneficiem în contextul dezvoltării neuroimagisticii și cum putem afla și vizualiza la nivelul creierului aceste reacții la evenimente, traume, șocuri emoționale și ce perspective ar avea. Au apărut în ultimii 50 de ani foarte, foarte multe aparate, tehnici de vizualizare a activității din creier. Mă rog, începând cu instalația de electroencefalografie, care cred că a depășit 100 de ani și e considerată, o procedură de neuroimagistică, pentru că se înregistrează curenți la nivelul scoarței cerebrale în timp real. Celelalte metode de investigație nu sunt în timp real și de aici se fac tot felul de speculații, dar corelându-se și cu EEG-ul, deci tu când vrei să vizualizezi ce se întâmplă în creierul unui om atunci când execută o anumită sarcină, chiar dacă folosești magnetoencefalograful, să zicem, bine este să-l corelezi și cu electroencefalograful, pentru că de la electro ai înregistrarea în timp real și din magneto ai înregistrările din zonele profunde ale creierului, pentru ceea ce electroencefalografia nu poate face. Se studiază mult și se schimbă multe, adică ceea ce acum 10 ani era considerat o realizare, stai că nu mai e, că softul de atunci a omis nu știu ce, deci asta înseamnă știința, da? Cercetăm, facem, creăm, corelăm și în final, după studii și cercetări de 10 de ani, de 50, de 60 de ani, poți să ajungi la o concluzie foarte clară. Nu poți să tragi o concluzie dintr-o simplă înregistrare. Pentru că, uite, de exemplu, vrei să faci un RMN funcțional ca să vezi cum circulă gândul omului, cum se creează gândul omului. E nevoie ca softul care ți înregistrează ție, care ți adună datele, colectează datele și ți le prelucrează să fie cât mai clar, cât mai bine formulat, pentru că altfel pot interveni lucruri din exterior. Da? Eu am de executat o sarcină legată de, să zicem, o mulțire și în timpul ăsta eu mă gândesc la un iepuraș. Apare pe înregistrare, dar înregistrarea nu-mi va spune dacă m-am făcut înmulțirea sau mi-am adus aminte ce frumos era iepurașul. Deci discernerea între stimuli încă nu este foarte clară. Însă s-au făcut deja sute de mii de colectări de date cu tomografia asta cu pozitron, de exemplu. Toate studiile care se fac pe bolnavii de epilepsie permit implantarea de electrozi în zone ale creierului, pentru că la ei e nevoie uneori de operație și cu consimțământul lor, în momentul în care se face operația, se introduc electrozi în diverse zone, se stimulează și se vede cu ce anume se ocupă zona respectivă. Nefiind extrem de mulți bolnavi de epilepsie care trebuie operați, evident că ceea ce ne vine de acolo e mai o mult cunoaștere sau mai puțin... care a ajutat să evolueze știința. Toate metodele astea corelate au dus... În acest moment există o hartă, un soi de harta creierului cu zonele care răspund de diverse. Și nu e frenologie, că atunci când a apărut cercetarea asta cu 20-30 de ani, eram acuzați că facem frenologie, adică pseudoștiința aia care arăta că în funcție de cum ți se dezvoltă craniu, sub craniu ai zonele cerebrale care se ocupă de diverse și medicul te palpa pe craniu și îți spunea, ești bun, aici ai o gâlmă și atunci ești bun la nu știu ce. Deci a existat și povestea asta.
E, deci nu este frenologie, este înregistrare clară, pentru că activarea unei anumite zone cerebrale coincide cu execuția unei anumite sarcini. Da, uneori problema este la cei epileptici, este că trebuie să prindă momentul declanșării crizei, altfel nu pot să obțină aproape nimic pe... Nu. Deci ei... Unora, pentru a li se opri crizele epileptice, li se fac anumite operații. Și în momentul în care li se desface craniu, li se implantează electrozi înainte de operație. Deci nu pentru a declanșa, nu în timpul crizei. Da? Din cauza că oricum se desface cutia craniană și da. Creierul nu doare, adică poți să implantezi liniștit, că nu e ca și cum te-ai înțepa în piele. Și atunci ei, asta, după cum am zis, se face cu consimțământul lor și se mai poate aduna, se mai pot aduna date în felul ăsta. Deci nu e nevoie de declanșarea unei crize, uh-huh. Dimpotrivă. Mai avem puțin timp și a rămas încă un subiect care e important să-l atingem în câteva minute. Este nedoielnic faptul că noi suntem ființe profund emoționale, ceea ce înseamnă că una din cele mai importante identificări ale eu-ului nostru sunt emoțiile care ne caracterizează și spun aceasta nu pentru a minimiza partea de rațiune, gândire, ci pentru a sugera că suntem uneori sau poate deseori conduși, ghidați sau acceptăm să fim conduși și ghidați de aceste valuri emoționale foarte intense și atunci există o întrebare. Care sunt componentele acestui eu individual? Mintea, emoțiile, sufletul? Cu siguranță dacă le-am cunoaște mai bine, atunci am ști să le folosim mai bine în avantajul nostru. Și e o zonă de interes și asta. Da. Teoria asta a lui Platon legată de structurarea ființei umane în corp, suflet, minte și care a fost formulată acum 2500 de ani, mă rog, aproximativ. E încă prezentă și pe mine mă uimește lucrul ăsta. Vorbim de suflet, vorbim de psihologie, psihe fiind personificarea sufletului, da. Sufletul este o noțiune pe care omul a conceput-o pentru a-și înțelege emoțiile. Nu există o entitate care te populează, care te animă, da, psihe sau anima din latină și care pleacă atunci când mori. Asta este o credință generală și care s-a și transferat în religia creștină, de unde și Trinitatea, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, este același lucru, da? Este trupul, spiritul și Dumnezeu. Și atunci omul a simțit nevoia să se lipească pe modelul ăsta de divin și consideră corpul ca fiind materia disprețuibilă care moare și sufletul este cumva intermediarul între corp și Dumnezeu și tu când mori te duci la Dumnezeu sau, mă rog, în iad, fiecare unde preferă. E o poveste care poate avea un sens, pentru că omul are nevoie de sens. De ce trăim? Sens și semnificație. Da, exact asta da. Spunea și profesorul Daniel David. Da. Și în lipsa sensului vieții, da, te duci, te spânzuri. Deci de ce trăiești? Pentru că e greu să trăiești. Trebuie să muncești, trebuie să-ți câștigi traiul. Și atunci, inventându-ți un sens, ai pentru ce trăi. Dacă ai să întrebi omul obișnuit, știu eu, de la țară, care își crește copiii cu greu, care își ridică o casă, de ce faci lucrurile astea? Păi așa a fost lăsat de la Dumnezeu. Așa crede omul respectiv. Există oameni care se vindecă crezând în Dumnezeu. Deci este o nevoie, dacă vrei, primară, cum ai nevoie de hrană, este o nevoie de sens în viața asta. Lucrurile în momentul ăsta, na, din partea unui om de știință nesuferit, stau cam așa. Noi avem un corp alcătuit din niște celule absolut extraordinare. Dacă iei fiecare celulă în parte, ea este un individ și
care funcționează sau se străduiește să funcționeze cât mai bine cu putință. Și corpul ăsta este controlat, manevrat de sistemul nervos și de sistemul endocrin. Lucrurile au devenit extrem de complexe la noi. Suntem mari, avem organe multe, cum povesteam mai devreme, suntem practic un cosmos de galaxii, de celule. Este de neimaginat și de necuprins complexitatea legăturilor dintre părțile corpului nostru. Deci dacă e să cred în Dumnezeu, aici cred că este divinul. Felul în care reușesc toate celulele corpului nostru să se pună în acord, da? Și să te țină sănătos și să te țină în viață. Deci este absolut extraordinar. Dar nu există un suflet care să populeze această populație de celule. Există procesorul ăsta general, da? Și care se prelungește cu procesorul din măduva spinării, da? Pentru că din măduva spinării, printre vertebre, pleacă nervi către toate organele, către membre, către periferie. Deci suntem un cosmos de celule care comunică prin intermediul unei rețele extraordinare. Doar că aici au adăugat și ideea reîncarnării, a ceva, nu se știe ce, care ar parcurge la un moment dat într-un alt corp, o altă existență și și-ar aduce aminte în unele cazuri foarte rare, dar deosebit de interesante pentru oamenii de știință și care arătau copiii capabili de lucruri extraordinare referitoare la dezvăluirea unor informații. Șansa ca în tine să existe atomi care au existat în altă persoană este, da? Deci probabilitatea există, nu o neg. Și atunci memoria, care fiind imaterială, probabil că fragmente din ea s-ar mai putea accesa. Există memoria asta clară în cazul transplantului de organe. Știi de cazuri în care cineva care a primit o inimă, da, și a început să aibă hobby-urile persoanei decedate. Deci există o memorie, există o informație undeva, n-aș putea să spun unde, e de studiat și mai avem încă multe de aflat, pentru că, ți-am zis, eu cred că suntem în faza de copilărie ca specie și mai e lungă calea până la cunoașterea reală. Oricum, a fost foarte interesant cât am putut să dezbatem în acest episod și mulțumesc foarte mult pentru participare. Am ajuns la finalul episodului 1, dedicat provocărilor secolului 21, și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că vizionați cu mare interes emisiunea Știință și Cunoaștere în fiecare duminică pe TVR Cluj sau online pe internet. Și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu emisiunea noastră preferată, Știință și Cunoaștere.